Domnule primar, suntem la școala numărul 1 din Frăsineț. Da. Unde ați adus mobilier nou, ați amenajat o școală modernă cu care comunitatea se mândrește. Da. Păi, dacă ne uităm în urmă cu 2 ani, era ceva horror școala din Frăsineț. Acum avem toate condițiile pentru prielnice, pentru a învăța și copiii. Copiii vin la școală, învață în alte condiții? Chiar răspund nevoilor. Să vedem și alte clase, domnule primar. Da, am văzut un laborator de informatică undeva aici, pe dreapta. Deci informatică la Frăsineț. Da. Avem și noi palete interioare acum. În sfârșit. Și intrăm ca să le și prezentăm. Să aducem aminte de toaletele care funcționau în curtea școlii, ceva insalubru. Da. Aici este o sală de informatică. Intrăm și în aceasta, tot cu mobilier nou prevăzut. Tot mobilierul din școală este nou. Este de o calitate foarte bună. Internet. Am investit destul de mulți bani pentru acești copii și eu sunt sigur că ei nu ne dezamăgesc. Vor să fie, de exemplu, avem un elev care a terminat clasa 8 aici, clasa 12 la Lehliu Gară, acum este student la Facultatea de Drept. Acum. Și vrea să vină înapoi să lucreze pentru comunitate? Ar vrea? Îl convingeți? Nu știu, asta depinde numai de... Asta e important, domnule primar, să-i aduceți pe tineri acasă. Da. V-ați propus lucrul acesta, să aduceți cât mai mult, să creați locuri de muncă. Avem o campioană, clasa 5-a, la lupte, pe care o ajut din tot sufletul, din banii mei personal. Ieri am aflat chestia asta. Hai să vedem și altă clasă. Elevă în clasa 5-a la... Aceea școală. Școala Generală 1 Frăsineț, trebuie să spunem. Da. Acum suntem în vacanță, dar se observă curățenie. Se face curățenie, o să fie totul perfect pentru copii. Eu când am făcut campanie și când am câștigat această funcție, am spus că totul va fi pentru copiii din această comunitate. Și cred că m-am ținut de cuvânt. Bravo, domnule primar, felicitări!